Știu că nu e momentul, dar... M-au sunat de la penitenciar. Tatăl vostru o să fie eliberat. Ce? Da. Au trecut deja 20 de ani. Și m-au anunțat, era normal, nu? Știu, e tatăl vostru, de... nu cred că merită să-l vedeți. Nu merită. E mort. Și așa rămâne. Pavel. Da, normal că nu. Dar te rog să nu-i spui nimic ei mei. Ea nu știe mare lucru. Nu, cum o să-i spun? Bineînțeles. Pentru ea el e mort, dar pentru voi. Asta vreau să știu. Și pentru noi tot așa e.